Emoțiile absolvenților de clasa 8-a au luat sfârșit astăzi, odată cu afișarea rezultatelor finale de la evaluarea națională, după soluționarea contestațiilor. În județul Hunedoara au fost depuse peste 200 de contestații, iar la recorectare, la aproape 150, a crescut media. De asemenea, au fost 18 contestații care nu au dus la modificarea notelor, dar au fost și 39 de elevi cărora, în urma recorectării, le-au scăzut mediile. Per total, procentul celor care au luat medii de peste 5 a ajuns la 81,60, cu doar 0,07% mai mult față de corectarea inițială. Pe decursul zilei de azi s-au afișat rezultatele la evaluare națională, rezultatele finale. Din cele 204 contestații, 147 au primit note mai mari, 18 nu au fost modificate și un număr de 39 de lucrări au primit note mai mici. În urma acestor contestații, procentul la nivel de județ este de 81,6%, respectiv 2112 candidați care au obținut medii peste 5. Îi așteptăm acum pe acești candidați să-și depună opțiunile pentru a ajunge la liceu sau la învățământ profesional și dual. Depunerea dosarelor pentru înscrierea la liceu sau școli profesionale se face în perioada 4-11 iulie, iar repartizarea computerizată va avea loc în data de 14 iulie, media 5, nefiind un barem limită pentru înscrierea la liceu.